Bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4 Seasons, de această dată cu familia Montano. Iar înainte să începem acest clip, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierile foarte mari și numărul de vizualizări foarte mari la episodul de alaltă ieri, pentru că ieri n-am postat, v-am și spus pe community că nu pot posta. O să vă las și în acest clip acum o chestie unde găsiți secțiunea, o să vedeți un screenshot unde găsiți secțiunea cu community. Acolo postez eu toate informațiile, dacă postez ce urmează să postez în următoarea zi, și pe Facebook. Neapărat aveți linkul în descriere, intrați acolo, îmi dați un like la pagină și acolo aflați toate chestiile, puteți să și vorbiți cu mine. Atunci când am timp vă răspund la comentarii și toate cele. Iar, bineînțeles, dacă vă place acest episod și mai vreți în continuare episoade cu familia Montano, nu uitați să dați un like, să vă abonați în continuare la canalul meu și, bineînțeles, nelipsitele distribuiri, pentru că astea sunt cele mai importante din punctul meu de vedere. Și haideți să strângem 100 de like-uri cel puțin la acest clip. Și da, hai că iar am început cu și. Ok, bine, o să zic acum din nou, dar asta e gravidă acum. Știți că rămasă cu Gino și a luat și el. Și o să facem în felul următor. Ăsta își va lua ca și pat ăsta de aici, împreună cu asta, da? Ceilalți doi, adică Anabel, își va lua patul ăsta împreună cu Gino, pentru că ei sunt căsătoriți. Ca să rămână Rachel cu... nu. Păi, da, uite, băi, da. Rachel rămâne singură aici în cameră. Momentan. Da, ok. Așa. Și hai să vedem cât mai are până naște asta. Trebuie să le programăm și nunta, însă nu vreau să o fac cât e însărcinată. Vreau să fie și a siluetă. Și foarte mulți dintre voi mi-au spus să-i schimb ținuta lui Rachel, așa că asta o să facem în prima parte. Mergem aici. Change scene. Hai să vedem. Și abia aștept săptămâna viitoare să apară acel update. Deci sunt super, super entuziasmat de chestia asta. Și o să vă placă și vouă cu siguranță ceea ce veți vedea. Nu pot să vă spun mai multe lucruri. Așa că da. Hai să vedem cum o schimbăm pe pălărioasa asta, că știți că e 14 din cărți. Ochelarii, să știți că nu-s răi. Frizura pot să-i o las, dar... uite ce drăguță e. Nu e așa urățică, să știți. Chiar n-arată deloc urâtă, ca să zic așa. Forme avem? Avem câteva. Așa, na, bine atunci. Hai să vedem. Ce ținută să-i punem? Este Young Adult, cred. Da. Ok, pentru Young Adult trebuie să-i găsim așa o ținută mai... na. Nici ceva foarte... Are sânișor, da. Dar nu-i punem nici haine de astea prea exotice, ca să zic așa. O să mai au niște moduri. O să fac un episod special. Bă, ce naiba, bre? Stați că îmbrăcam pentru vară acum. Pentru vară e frumos să o îmbrac așa mai subțire, la zice, nu? O să fac un episod în care o să iau niște moduri și o să fiți și voi prezenți, să vedeți despre ce moduri este vorba, ceva să arate mai bine Sims-ul. Să schimbăm, hai să-i punem de așa, uite, așa să fie mai casual. Dar pentru... stai mă că o schimb la asta trăsăturile, ce naiba. Da, hai să vedem cu ce umbră, când stau să iau și o gură de suc, că nu mai pot. Tocmai ce am ajuns de la muncă și m-am apucat să și filmez, pentru că sâmbătă seara mă duc la o nuntă și să am de acum episoadele să nu avem probleme. Bine, asta e episodul pentru astăzi, dar le fac și pe celelalte după. Hai mă, cu ce îmbrac pe asta, că mă apucă și spumele. Da, ar fi o idee să fie așa mai... Na. Nu vreau să o fac nici... Dar acum trebuie să-i găsim o pereche de pantaloni. Și uitați ce urât sunt pantalonii ăștia. Nu-mi plac deloc. A, da, nu-i stă rău cu chestia asta. Da, chiar îi stă bine. Numai că vreau să-i schimb astea, să-i punem ceva mai feminin în picioare. Nu știu dacă tocuri neapărat. Stați, dăm la astea de sus să vedem. Astea-s drăguțe. Da. Parcă aș mai căuta. Ia uite-le pe astea. Aș putea, că astea tot se poartă, chestiile astea. Da, parcă nu face prea...
Aha, da, astea îmi plac. Ok. Părul n-aș vrea să umblu la el, pentru că așa a fost și în tinerețe, adică când a fost tin. Așa că nu voi umbla pe aici. Oh, e de mine ce oribil e îmbrăcat. Hai să dăm un costum, poate găsim cu totul ceva mai drăguț așa. Zici că stă ca pe gard. Asta e frumoasă, e elegant așa, dar trebuie să-i schimb astea din picioare. Așa. Parcă arată mai bine. Și aș vrea să-i schimb și părul la chestia asta. Să-i fac un coc. Na, pentru că dacă tot o îmbrăcăm să fie pregătită și pentru nuntă. Cum ar veni. Da, ce frumos e asta. Da, îmi place. Hai să-i dăm și cu nițel fard ăsta, cum îi spune. Pe la ochi. Mai chiar e drăguță fata, așa, nu e urățică, așa să zici că e... Ai un ruj mai normal puțin. Da, e frumos asta. Ai, și are ochi albaștri, vedeți? Cu rubroaștri, cum s-ar spune. A, așa. Pentru sport putem să o îmbrăcăm așa foarte lejer. Poate îi pune să ducă și ei la sală ceva. Sau să le cumpăr o chestie de aia, să mai facă puțin fitness, că cel puțin ăsta, Jade, s-a îngrășat, s-a făcut itai porcu. Ia că o să-l pun eu la sală pe el. Am o pereche de încălțări mai de Doamne ajută. Asta e așa, un pic. O, ai de mine ce urât e ăsta. Când doarme, o să o las într-un... Da, nu. Nici asta pare naiba, umblă prin casă așa descuiat. Da, putem să-i punem pijamale. Și albastre, așa drăguțe. Da, papuci sunt oribili. Hai să-i punem de altă culoare papuci, n-are importanță. Pare mai... Da, ce e bă asta, ospătar de mi-ai îmbrăcat-o așa? Aici e pentru party. A, e frumos asta. Ținuta asta chiar îmi place, zice. Și asta arată foarte bine. Din laundry. Astea sunt alea clasice. Da, putem să o lăsăm așa, e mai interesantă ținuta asta, zice. Și cu pantofii ăștia, eu zic că arată bine. Și putem să-i punem și la gât un... are și cercei, ia uite, putem să-i punem cercei, da. La gât hai să-i punem tot un de ăsta mai colorat. Uite așa, ca să fie cu ținuta. Pentru baie, bineînțeles că nu-mi place cu ce am îmbrăcat-o, dar îi schimbăm noi acum, uite, cu unul de ăsta. Așa și... Ăștia da pe albastru. A? Păi cam de șuchiat o idee, dar las că nu-i problema. Și pentru timp de iarnă. Iarna îi trebuie geacă pe ea. Dar nu prea seamănă gecile astea așa cum trebuie ele, adică cum ar trebui să arate de fapt. Hai să-i punem una mai colorată așa. Și pantalonii de iarnă. Ia-i de unde, că nici nu prea avem pantaloni de iarnă, ca să zic așa. Bă, dar greu e de tot să alegi o ținută cum trebuie. Aha, ăștia sunt. Gata, hai că am făcut o paparudă. Da, eu zic că arată bine, așa și lejer. Și well done. Am făcut-o și pe asta și hai să vedem acum ce mai facem cu familia Montanos. Așa. Hai da. Așa, tot îmi dau ăștia de la Taxify discounturi. Puteți să mergeți și voi cu ei. Eu merg numai cu Taxify și sunt foarte mulțumit. Și au reduceri în permanență. Gata, m-am schimbat, ia să te văd, fă și tu o piruetă ceva. Măi, da, ia uite-te, ia să vedem ce mai au ăștia în frigider pe aici. Farfurii goale, bineînțeles. Hai să astea trebuie aruncate la coș pentru că, ia uite că s-a îngrășat, vai leu, trebuie să le lop neapărat mașină de făcut sportul că nu mai merge altfel. O, dar ce avem banii ăștia 58.000? Ce am vândut, că nu mai știu. Așa, haina.
Da, hai să luăm neapărat, că uite, tot am găsit acum, am dat de o oază de bani. Să le luăm noi, ba, ceva, să facă puțin sport, că ăștia sunt, o să ajungă toți la greutăți super mari. Dar nu știu ce naiba să le iau. Hai să le iau o bandă de alergat, ceva mai profesionistă. Uite, una de asta, că eu zic că își permit o bandă de alergat mai scumpă. Și putem să o punem chiar pe aici, uite unde au loc liber pe timp de vară, că iarna. Dar nu, că nu merge. Ia să vedem aici. Ce că am aglomerat, avem aici aglomerație. Na, bine, hai să o punem aici. Așa. Și trebuie să-i punem să facă sport. Ăsta are nevoie neapărat la toaletă. Oh, s-a stricat asta. Repair. Trebuie și repară întâi asta. Hai să repare rapid. Așa. După aia te duci pe toaletă, frumos. Așa. Și te pun puțin la alergat, aticule, că mai puțin și explodezi. Ok. Și asta s-a îngreșat. Ce frumoasă era ea, așa, uite cât am mai... Bă, dar ce mai uite, am dat aceeași pantalon ca lua asta la altă. E, s-a mai întâmplat. Asta bagă în ea, ca spartă acum. Mănâncă tot ce prinde. Hai, împrietenește-te și tu cu cumnată, tu. Hai să-și facă, să-și promoveze aici. Dacă ei nu prea cred că se cunosc bine, ia să vedem. A, ba da, au acolo. A, ce frumos, uite că s-au pupat, mă. Super. Chiar îmi place chestia asta, știți că v-am zis cu pupatul. Așa, listen, Morgan, passionate man. I'm feeling inspired. Congrats! Yuhu! Asta este tema. Așa, și asta după cum ziceam, dar ce, unde se duce? A, uite așa ce frumos. Cred că... Unde, da, unde te duci? A, le ia pe astea lui ăsta, ia uite te știu. Băi, da, ce harnică e, foarte frumos, îmi place așa. Perfect. Ia, ia uite ce-i face, mă. A zăzut? A, naiba, bă, da de cățel. Mai vorbește cineva și cu cățelul nostru? Hai să-i ofere și ăsta prietenia la cățel. A, și are nevoie. Bă, da, asta n-am învățat nici acum să iasă, mă. Unde era, mă, cu potică? Parcă e asgă potică. Hai. Deci acum, dacă o să ne iasă extraterestrul la copil, ne-am scos. Hai, hai că ești prietenos, hai. E gândul la alte ale. Stai pe aici. Dar e cam urât câinele ăsta pe lângă ce am avut noi. A, uite că s-a dus singur afară. Las că e bine dacă s-a dus afară. Activated. Gata, mai și terminat? Ei, 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 ei. Ia să vedem ce are. Play just started. Play instrument. Păi da, am dat, am început. Ia să-i mai dăm sing song. Folk. London Bridge. Hai mai las-o pe nevastita, du-te de aici și așa. Ce? Nu poți să cânte la chitară? Hai, gata, ia acum aici și așa și cântă. Băi, stai că cred că poți să facă cu... O să-l trimite să-și facă și el. L-a luat somnul acum. Abia ce-l pusesem și pe el să facă puțin sport. Lasă să cânte acolo, o idee. A, așa. Lua asta pe că e foame. Eu zic să gătească ea ceva. Se duce la muncă. Aoleu, doamne, du-te până la toaletă măcar, hai. Be like a champion. Și o să pun să servească direct. Băi, dar ce mai e? S-a terminat toată mâncarea? Aoleu, asta e spoil. Ia-și tu de aici și o... Sper că ți-ai făcut toată treaba. Așa. Asta a fost eu, TTX, draci. Hai, hai, hai. Du-te repede și mănâncă și tu ceva. Ia, hai, mai ai și tu grijă de cățel, ia. Pet, 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 pet. A plecat. Bă, dar o să ne coste mult toată șmecheria asta cu
Asta e ale noastră, ia că a venit cățelul. Hai să-i zicem să îi fac o baie la cățel. Ce stal naiba. Băi, asta nu m-am uitat în ce trimestru e la naștere. Trebuie să nască. Deci trebuie să nască, să vedem ce va avea, doamne. Ia mă, nu-i apare ceva să o putem duce la... la doctor? Credeam că asta se duce la muncă, m-am și speriat. Take family leave? Da, încă nu mi-apare aici, dar trebuie oricum să nască. Și a luat-o și somnul. Asta pleacă la școală, sper că ți-ai făcut temele, că ai și întârziat. Aolo, copilul ăsta nu și-a făcut temele, e și mor de foame. Stai, bă, nițel aici, unde fugi, ca să-ți dau ăsta măcar. Mamă, dar e cald rău astăzi. Da, e foarte cald. Și urmează aici ceva. TV Season Premiere. Oh, interesting. Da. Asta ce lucrează, mă, cu de îmbrăcat așa? Community organ. Oh, ia uite și ce level-ai. Unde e, mă, ce level? 4, politician la carieră. Carisma level 4, succes. Ah, asta l-a făcut. Deci trebuie să mai facă carisma skill ăsta. Hai, mă, că iese asta primăriță. Oh, o, gata, naște. Naște cu pericol, repede la spital, merge la spital, că nu se poate. Unde e? Repede. Unde ești? Hai că te duc acum. Gata, gata, ho. At hospital, join cu bărbatii tu. Hai. Mamă, să vedem că dacă e extraterestru nebunesc. Da, bine, e interesant așa să știți în familie. Vedeți că o să fie ramură, dar ala, sper să nu transforme naiba toată familia în extraterestru. Dar nu, că e și băiatul celălalt al lui Jane. Așa. Aolo, domne, trebuia să order. Ce order, mă, că trebuie să mă... Ia uite-te, asta a învățat ceva. Unde te duci, mă? A, luat-o și pe ea toaleta. Hai, na, bine. Asta ce pantaloni are, mă, pe el? A, stai că eu îl îmbrăcasem. Da, e bine. Hai, mă, tu n-ai nicio emoție, nimica, ce? Așa. Fii și tu mai sperios. Hai, că-ți dau ăsta ca să te simți tu bine. Așa, check-in, hai. Hei, nu iau ăștia înainte. Heidi. Aia. Perfect. Haide. Gata, sper să duce ea sau ce face? Hai odată că naște asta aici. Gata, acum se duce. Dar depinde în ce sală. Hei, hai repede, hai. Hai mai las televizorul că trebuie să vezi ce se întâmplă aici. Vai de mine ce emoție am iar acum cu nașterile astea. Hai să vedem dacă este extraterestru. Gata, s-a pus pe masă săraca. A trecut la operații. Asta ce îmi place cum îi prinzi așa. Sunt tare comici. Ia uite că ce tare. Stai că vreau să-i fac o poză lui ăsta. Să dau mai așa. Bău. Hai da, fac pentru thumbnail. Ia. Iese cârnatul afară, hai să vedem. Vezi să nu-i scoți inima sau ceva? I-a scos inima! Moare, nu vezi? Dar cum ar mai fi fost asta să... Băi, lasă, ia uite firea al naiba, te-ai pus la calculator, vino încoa. Ce, uite-te ce importanță dă ăsta la copilul lui. Ia o lădă asta, băi, nu prea... Ia-o și apucă pe asta de păr.
Oh, e băiat, nu cred. Aolo, doamne, hai să... Dustin, Dalton. Hai, poate găsim un nume frumos aici. Jacob, hai să-l cheme. Jacob, eu zic că e frumos numele, nu? Ia, nu fie extraterestru. O fi o amoare? Uu, ce-s doi? Hai că m-am și speriat. Ia, ia-ți copilul acum. A, dragă de ei. Ala tot e panicat, ia. Măi, nu pare a fi extraterestru, o să-l testăm. Să vedem ce... Mama, deci uite cum i-am prins, nu cred. E, să le fac o poză și lor. Stați ca să prindă poza mai bine. Așa. Gata. Vină mă și salută-ți, felicitează-ți nevasta aici că ți-a făcut copilul. Unde e copilul? A, l-a trimis acasă. Hai și noi acasă, gata. Go home, go home. Hai, rapidos. Gata, fraților, am mai băgat un copil. Așa. Da, dacă vă place acest episod, nu uitați să dați voi un like ca să continuăm această serie. Deja avem ceva episoade făcute și arborele familiei arată destul de bine deja. Adică și cu copilul ăsta, dacă ne uităm la aici, o să vedem, ia uite, hai că s-a mai mărinițel, nu? A, uite, practic așa arată tot. Eu zic că arată bine, nu? Dar unde e copilul ăștia? Păi stai bre, că eu vreau să-mi arate pe toți, de ce-mi bagă așa? Ăsta și copilul lui... pe ăsta nu e cu noi în familie. Aolo, păi stai că nu sunt căsătoriți. Da, nu sunt căsătoriți, urmează să se căsătorească, de-aia nu apare acolo. Unde mi-ai pus copilul? Unde e copilul? A, uite, în camera lor, a știut, perfect. Perfect, perfect. Așa, hai să aibă grijă de el. Păi da, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut acest episod. În următorul o să facem cu siguranță nunta celor doi, pentru că așa e normal, dar văd că nu are asta loc să treacă pe acolo, așa că o să mut eu ăsta. Și dacă v-a plăcut episodul, dați și voi un like, un subscribe cei care nu sunteți abonați la canalul meu și intrați pentru prima dată, un share mă ajută foarte mult și comentariile voastre să-mi spuneți cum vi s-a părut acest episod. Iar până la un nou episod de Sims 4 Seasons cu familia Montano, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!